Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Acum un an și jumătate, când a spus da în fața altarului, Adriana Burdeniuc, o tânără de 20 de ani din Bălți, era convinsă că mariajul ei va fi liniștit și fericit. La scurt timp după nuntă, însă, ea a aflat că soțul ei, Vasile, are probleme cu legea. 3 luni eu de-am aștept. El are problemele. Eu, când cu dâns mă întâlnim, nu știu. Tot nu a fost servit. El a s-a dus cu pataniș, dacă era patan. El nu era înturat. Și l-a văzut pe dânsul. Vasile ar fi luat la pumni un bărbat de 63 de ani în plină stradă. Nu i-a povestit iubitei despre acel incident, iar peste câteva luni a fost identificat de poliție. Apoi a aflat că riscă să facă pușcărie pentru faptele sale. Eu pe Lebova să te închid, așa spune el. Eu vreau să vorbesc cu dânsa, dar el nu tot la mine, zic, dar tu și ai ieșit. Adriana susține că soțul ei nu este o fire agresivă și a sărit la bătaie doar pentru că a vrut să-i dea o lecție de bună purtare presupusei victime. Cea mai mare frică a femeii este că dacă soțul ei va ajunge la pușcărie, ea nu va fi în stare să-și crească de una singură copilul. Dacă să-l închid, el nu știe ce să fac. Eu nu vreau să închid, că numai el lucrează. Vreau să-l iert. Ce motiv halucinant a avut Vasile să ia la pumni un om în vârstă? Ar fi dispusă victima să-l ierte acum, așa cum își dorește soția tânărului? Aflați în această seară. Adriana Burdeniuca a venit la noi în platou fiind ferm convinsă că soțul ei, Vasile, nu merită pedeapsă cu închisoarea pentru fapta sa. Adriana, te așteptăm în platou. Te rog să-i loc. Un copil a intrat în studio. E greu de crezut că această fată este și ea mamă, da? Câți ani ai, Adriana? 21. Mulți ani înainte, Adriana. Mulțumesc. Zi-mi, te rog, cum ai aflat că Vasile are probleme cu legea? M-am dus la tocră mea. Eu am trăit la cufărtieră și noi am vrut să ne chemă la dânsa în coț. Și ne-am întâlnit cu... L-am întâlnit polițaiul și l-a luat pe dânsa. Așa, în plină stradă? Da, noi ne-am dus la soacra mea în coț. Și eu am dus... Și cum mergeați pe drum? Da. S-a oprit poliția și... Da, l-a luat. Dar eu am dat întrebare la poliție, când și eu s-a luat. Dar eu am spus că nu te interesează. M-am dus acolo, am stat cam un ceas de vreme și l-a dat drumul. Dar el până atunci nu ți-a povestit nimic? Nu. Că ar avea probleme cu legea? Nu. Că-l caută poliția? Nu. Așa. Dar și el nu știe de asta. Și ai aflat de ce este bănuit, învinuit? Da. De la cine? El ți-a povestit deja sau tot poliția? Nu, el ne-a spus. Așa. Că ce? Că l-a bătut pe un om. Uite, noi am discutat cu procurorul despre infracțiunea pe care ar fi comis-o deja actualul tău soț, Vasile. Să auzim ce ne-a spus. Am învinuit de comiterea unui jaf, articolul 187, alineatul 2, litera G, cu patru din locuință, unde a acuzat partea cătămată, l-a lovit, rezultatul căruia partea cătămată i-a fost cauzat leziuni corporale în ușoare. După ce l-a lovit din locuința părții cătămate, prezenta victimei, i-a sustras un bloc de țigări, costul cărui a avut și vânătări și comote cerebrale. Cauza este trimasă în judecată. În prezent nu s-a început cercetare judecătorească din motivul că a lipsit o perioadă parte de tămată, apoi a lipsit inculpatul. Ulterior, inculpatul a solicitat ca să fie alt avocat ales de dânsul și următoarea ședință pe 15.07.
Urmează, modificăm amenuirea de 188 din gravitatea bunurilor corporale pe 188 riscă pe deapte de la 18 ani. Este dotarul ridicat, are statut de inculpat. De ce am înțeles că s-a recalificat acțiunile de la JAF la 188, ce ar fi o tâlhărie cu cauzarea de vătămări persoanei victime? Deci tâlhărie? Da, cu da. Cauzarea unor și cu cauzarea traumatism. Unor prejudicii materiale. Deci această componență de infracțiune prevede o pedeapsă doar închisoare în limita de la 8 la 10 ani. Deci este un articol foarte și foarte grav. Ceea ce prezintă, conform calificativului, o infracțiune gravă. Adriana, zi-mi, te rog, dacă tot soțul tău să ajungă după gratii, tu cum te vei descurca? Am văzut că aveți o fetiță mică, cred că nu are nici anul împlinit, așa-i? Și tu probabil nu muncești. Nu. Ai speranța în părinți, poate să te susțină cineva dintre ei? Numai el la mine, că lucrează, numai el ne ține. Uite, colegii mei au pregătit un scurt material despre viața voastră. Haideți să-l vedem. Tânărul cuplu și fetița lor de doar un an trăiesc într-o casă modestă pe care Vasile a primit-o de la părinții lui. Мебель еще и так, в общем, печку докончить. Это кухня, да? Да, это кухня. Скромная. Пойдет. Для нас двоих. Cel mai mare vis al tinerilor e să-și repare cuibul, doar că lipsa banilor tărăgânează lucrările de construcție. Da, e scărbatca tot. Noi am slăjit, pentru că сейчас пока есть мало места, стройка, чтобы она не застряла. Тоже кухню вот начали делать, опять потихоньку, даже еще мебель сделать. Vasile este unicul care muncește și întreține familia. El lucrează la o spălătorie auto și este răsplătit cu câte 100 de lei pe zi. Adriana deocamdată nu-și poate găsi un loc de muncă pentru că nu are în grijă a cui să lase copilul. Familia nu-și permite o bonă. Am început a mânca, lapte trebuie la copil. Mai mult la dânsa să duci cât la noi să duci. Și copilul este copil. Da. El... E chiar așa, că cum a ieșit de la lucru, în primul rând pampere, dar am îi fată de mai mare și trebuie schimbat, mai îmbolii vară și trebuie schimbat, nu, cred, nu o să lăs copilul. În pofida tuturor greutăților, Adriana spune că este fericită alături de soțul ei. Da, eu cu dânsul, odată nu ne-o tras, odată eu și-am vrut apașenii cumpră și vreau apașenii, el odată nu e împotriva mea. La prima vedere, o familie tânără, frumoasă, doi tineri care se iubesc așa cum le stă bine, mai ales la început de relație. Cumva este explicat de ce soțul nu a povestit soției incidentul care l-a avut, din rușine pentru faptele sale, din insuficiență de încredere în relația lor, fiind la început de cale și mai ales probabil neștiind care sunt urmările și cât de mult va avea el de plătit pentru fapta necugetată, fie că a fost făcută la beție, ori în deplinătatea tuturor facultăților limpezi. Eu am o întrebare, dar dacă soțul tău eventual avea să-ți spună despre fapta comisă înainte de căsătorie, aveai să-ți schimbi atitudinea față de el? Aveai să te răzgândești? Aveai să mergi cu el? Da. Până la urmă, în orice... circunstanță. E, ok, lăsând emoțiile la o parte, s-a comis un act de violență, luând în considerație că suntem toți egali în fața legii, eu cred că trebuie să răspundem corespunzător. Nu știu ce stă de partea cealaltă a acțiunii comise, nu știu cine este victima și ce s-a întâmplat de fapt, dar a fost un act de violență. Eu personal condamn orice fel de violență, mai ales dacă este vorba despre fizică și sunt sigur că dacă s-ar întâmpla, Doamne ferește, cu tine sau cu soțul tău și el să fie în rol de victimă, cred că ați face același lucru și respectiv atacatorul a fi fost și el răspuns în fața legii. Adriana, dar tu cum vezi? Eu înțeleg că tu îl iubești, dar crezi că el merită iertat? Da.
Totuși, ceea ce a făcut soțul tău este destul de grav și vreau să te întreb, la tine nu a sărit niciodată, poate la alții, poate atunci când se nervează? De cât timp voi sunteți împreună? Cât timp a durat relația voastră până a vă căsători? Noi ne-am întâlnit cu o săptămână, ne-am întâlnit și pe urmă noi ne-am maritat. Deci înțeleg că nu prea ai avut ocazia. După o săptămână ați decis să vă căsătoriți? Da. Vorbești serios? Am crezut că așa se întâmpla numai în secolul trecut. Deci să recunoaștem că câteva zile este un timp foarte scurt ca să cunoști toate dedesubturile unui om. Uneori trăiești ani de zile cu el până ajungi să-l cunoști. Cred că Adriana este încă sub influența primelor impresii despre partenerul ei, unele foarte frumoase, după cât de emoționată este ea. În această seară discutăm despre Vasile Burdeniuc, un tânăr din Bălți care riscă să facă închisoare pentru că ar fi luat la pumn un bărbat de 63 de ani. Vasile a venit astăzi la noi în platou să ne spună ce l-a determinat să atace un om necunoscut în plină stradă și dacă regretă acum fapta sa. Vasile, te așteptăm! Здравствуй, Василий. Ну, расскажи нам, пожалуйста, о том дне или вечере, или ночи, когда это все случилось. Когда это случилось? День я не помню. Это было днем, ночью, вечером? Это было вечером. И я отдыхал в сауне и шел домой. И встретил на остановке. Отдыхал в сауне с алкоголем? Да. Надо признаться, да? И в каком-то состоянии был? Был выпившим. Выпившим хорошо? Да. Или, ну так, то есть отдавал себе отчет, что ты делаешь? Шел уже домой, помню, что как я шел домой, но... Ты был один? Я был один, да, я шел домой и увидел на остановке двух мужчин. Один молодой и один старый. И они как, ну даже не могу сказать, ну как целовались, как так, в общем. Я отреагировал, что это некрасиво было с этой стороны. Что ты сделал? Подошел к ним, сказал. Они когда увидели меня, начали бежать. Что ты сказал? Вот ты говоришь, подошел к ним. Ты сказал, мимо не хотел проходить. Конечно. Тебя это шокировало? Да. Почему? Потому что мой ребенок может то же самое так проходить и увидеть такое... Ну, некрасиво, как сделал он, может. Ну, как было темно. Некрасиво, там, что ничего. Двое мужчин целуются? Да. Тебя это, мол, да, вот покоробило? Это шокировало, да. И мимо ты не мог пройти? И нет. Что ты им сказал? Я никак, что вы делаете? Они сказали, это не твое дело, и убежали. Я одного догнал и ударил, ну, как пощечину дал ему. И он потом побежал домой. А почему ты не оставил их убежать? Зачем надо было гнаться? Был выпивший. А ты когда выпивший, ты агрессивный? Нет, я уже давно, но не пью, с того дня. А до тех пор, если выпьешь? Я тогда вот с армии вышел и вот решил выпить. И вот себе сделал. А если бы ты был не выпивший, вот ты все время как-то педалируешь и делаешь акцент на алкоголе, на том, что ты был выпивший. Если бы ты был не выпивший, ты бы отреагировал как-то иначе? Как бы сказал бы пару слов, но не ударил. А что бы ты сказал? Что некрасиво так делать, как вы делаете. Тогда ты выразился, наверное, иначе. Ну да. И ты говоришь, ты ему дал пощечину? Да. Всего лишь пощечину? Да, пощечину. И он убежал в дом, и как я на пороге ударил его еще раз. И уже развернулся и пошел домой. То есть ты и его все. Не просто догнал, а он от тебя снова убежал? Ты да. его догнал еще раз, ты уже в доме его? Нет, на пороге. Как в подъезде, ну вот. Это как, ну не считается в доме, как опорог. Ты хочешь сказать, что ты в его дом не вламывался? Нет. А откуда же тогда блок сигарет? Блок сигарет, они рядом, как были с порогом. Ну, как опорог и... Шкаф как-то, идет, я забрал его.
То есть все-таки это было в доме? Ну да, как уже я шаг сделал. А сигареты ты зачем забрал? Я сам на утро, когда увидел вот эти сигареты, спрашивал сам как по себя, а откуда они у меня и... И так и не вспомнил? То есть ты вообще не вспомнил, пока ты не попал в полицию, что ли? У меня как, с детства с головой проблемы. И когда я выпил, то... Почти ничего. Откуда информация, если вы не помните ничего? Это сказал все свидетель. То есть ты и сейчас ничего не помнишь? Нет. Ты вот нам рассказываешь эту историю со слов кого-то? Да. А ты сам ничего не помнишь? И когда ты увидел этот блок сигарет на следующее утро, ты не подумал, что ну все-таки надо выяснить, откуда он у меня? Я подумал, что я его нашел. Честно. Так. Уже это прошло 3 месяца, и мне вот. А у тебя еще такое бывало, чтобы вот так вот вырубило Нет, память? Нет, такого не бывало. Это мне вот после армии так. În afară de martor, dacă nu ține nimic minte, mai sunt dovezi? Они говорили, что есть какое-то видео, есть свидетель. Они не А было... тебе верится во все это? Ты не думаешь, что это могло быть подстроено? Да, eu când acolo am întrebarea asta, arată video, care spus că e video, arată oameni al care au văzut. Dar eu spun la mine, că tu acolo, pe tine nu te întreabă nimeni. Dar dosarul acum este în instanță de judecată, deci urmărirea penală s-a finisat, așa înțeleg. De ce întreb? Deoarece în momentul când se finisează urmărirea penală, părțile, atât victima cât și inculpatul, au acces la întreg dosarul. Și iau cunoștință, dacă sunt înregistrări video, dacă sunt marturi, ce declarații au dat marturi. Deci el a luat cunoștință, sunt alte probe decât se invocă din discuțiile martorului sau nu? Нет. A văzut tu video? Нет. Ты упомянул о каком-то видео? Нет, нет, Не нет. показывали тебе? А ты знаешь, что ты можешь ознакомиться с делом, прежде чем его передадут в суд? Нет. Что у тебя есть такое право? Как бы да, я им говорил, и это прокурору то же самое. Они как, ну, не предоставляли. Следователь Но сказал, тебе что тебе самому есть. Верится в то, что ты мог это сделать? Вот если бы ты увидел двоих мужчин, целующихся на улице, то тебе верится в то, что ты мог такое сделать? Как бы да. То есть ты знаешь, как называются такие люди? Я так понимаю, ты гомофоб. И ты это признаешь? Да. Да? А сейчас, вот если бы вот все повторилось, ты бы сделал точно так же? Нет, конечно. Нет? Но я так полагаю, только из страха перед законом. Не страх, как у меня есть семья, и я тогда не был женат, и не имел ребенка. Был молодой. Încă o dată își spune cuvântul lipsa de educație relațională pe care este foarte acerbă în Republica Moldova. Desigur, lipsa de toleranță și de informație, dar și tot ceea ce se numește propaganda, să zic, majorității împotriva minorităților. Ori homosexualii rămân a fi o minoritate chiar și în secolul 21, chiar și în Republica Moldova și este cumva în psihologia socială a grupurilor de oameni ca majoritate să atace cumva minoritatea sau ar fi cumva ca un lup care înghite o oaie pe care o crede mai neputincioasă. Un bărbat știe să-și controleze emoțiile, un bărbat știe că puterea lui este în mintea lui, în încrederea lui și nu în pumnul lui, chiar dacă atacă un alt bărbat. De aceea, nici pe departe, nu fiecare bărbat ar lua la pumni un alt bărbat, chiar dacă este homosexual sau chiar dacă își manifestă sentimentele față de un partener de același sex. А скажи, а правда, что ты ему предложил деньги? Да, ну я на Мы на лечение ему предложили. Ну, как там он, следователь сказал, что у него большие побои были. Так. Нужна экспертиза прийти. Сколько денег ты ему дал? 5800. 5800 леев. Это столько, да. сколько он попросил, или вы Нет, сами как-то решили, оценили ущерб? Это я как получил зарплату тогда и сразу ему... Сразу... И он принял эти деньги? Да. Чего ты ожидал взамен? Я ему еще не давал те деньги.
Он даже не знал, что я ему дам в эти деньги. То есть он не просил у тебя эти деньги? Нет, нет, нет. Он как с родителями моими, я был на работе, моя мама пошла в прокуратуру, и чтобы написать заявление, как следователь нам сказал, что идите в прокуратуру, напишите, и не дойдет дело до суда. Скажи, пожалуйста, зачем ты ему давал деньги? Ты рассчитывал на то, что он тебя простит и отзовет свое заявление? Нет, я ему дал на лечение. И ничего не ждал взамен? Нет. Но между тем он сказал, что он тебя прощает? Конечно. И он отозвал свое заявление? Он написал, как в суде, что прощает тебя. Да, что прощает, а прокурор говорит, и тебя там, сядь, тебя никто не спрашивает, почти каждое заседание. Ему, потерпевшему? Это даже когда я выходил уже за дверь, я по-любому тебя посажу, а я не знаю, что я ей такого сделал, что она мне такие слова говорит. Это ситуация для меня, по которой не можете быть акцептаты, деоречи есть инфракционе гравы, яр коду пенал не спуне, по которой are loc doar în cazuri când a fost săvârșită o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă. Dacă persoana își recunoaște vinovăția, bine, aici avem recunoașterea vinovăției, dacă este pentru prima dată în fața instanței de judecat cu astfel de încălcări infracționale, dar totuși calificativul infracțiunii date nu vă permite, nu poate dumnealui, chiar dacă spune că vă iartă, că își retrage cererea, dosarul nu încetează, el merge în instanța de judecată. Vreau să ne confirmați dacă acest tânăr este cel care v-a agresat acum 2 ani. Da. Dar nu ați fost în stația de transport public la ora 2 noaptea? Nu, nu, nu. Și nici nu v-ați sărutat cu cineva? Nu, nu, nu. Domnul ne povestește despre altcineva. Ori se încurcă personajele aici. La moment, dumneavoastră nu aveți nicio pretenție față de Vasile? Cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagayer Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagayer Family, universul stilului pentru întreaga familie. Cum ai aflat că Vasile are probleme cu legea? El ne-a spus. Că ce? Că l-a bătut pe om. Я отдыхал в сауне и шел домой. В каком-то состоянии был? Был выпивший. И увидел на остановке двух мужчин. Один молодой и один старый. И целовались. И что ты им сказал? Что вы делаете? Они сказали, это не твое дело, и убежали. Я одного догнал и ударил. И он, убежал в дом, и как я на пороге ударил его еще раз. А сигареты ты зачем забрал? Я сам на утро, когда увидел вот эти сигареты, спрашивал сам как по себя, откуда они у меня. И так и не вспомнил? То есть ты вообще не вспомнил, пока ты не попал в полицию, что ли? У меня с детства с головой проблемы. Правда, что ты ему предложил деньги? На лечение. Ему предложили. Сколько денег ты ему дал? 5800. În această seară vorbim despre Vasile Burdeniuc, un tânăr din Bălți, care acum 2 ani ar fi luat la pumn în plină stradă un bărbat de 63 de ani, pentru că acesta s-ar fi sărutat cu o persoană de același sex. Acum Vasile riscă până la 10 ani de închisoare pentru isprava sa. Tânărul are de crescut un copil și susține că nu a mai avut probleme cu legea, așa că speră la o pedeapsă mai blândă. Ar fi gata presupusa victimă să-l ierte pe Vasile? Vom afla chiar acum. Bărbatul agresat de Vasile a venit astăzi la noi în emisiune. Am considerat însă că are nevoie de protecție, așa că vom discuta cu el de după paravan. Haideți să-l încurajăm pe invitatul nostru. Bună seara, vă spun. Bine ați venit la noi în platou. În primul rând vreau să ne confirmați dacă acest tânăr
este cel care v-a agresat acum 2 ani. Da. Povestiți-ne, vă rog, cum vă amintiți dumneavoastră acea noapte în care ați fost agresat de Vasile? Pentru că de la el, puține ce știm, el spune că nu își aduce aminte practic nimic. Dumneavoastră, ce vă aduceți aminte? Undeva pe la vreo orele 2, mai scurt, s-a întâmplat chestia asta. Pe la orele 2 noaptea? Da, da. Noapte. Pur și simplu eu am deschis ușa că trebuia să niște vecini făceau gălăgie. Și întâmplător s-a întâmplat așa. Unde erați? Pe coridor. Pe coridor? Da. La dumneavoastră acasă? Da, da. Deci nu erați în afară? Nu, nu, nu. Eu pur și simplu am ieșit și s-a întâmplat chestia asta. Unde și... ați ieșit la ora 2 noaptea? Pe coridor. Dar nu ați fost în stația de transport public la ora 2 noaptea? Nu, nu, nu. Și nici nu v-ați sărutat cu cineva? Nu, nu, nu. Foarte interesant. Atunci avem deja 3 versiuni a celor întâmplate. Una nu țin minte nimic, martorul care spune că erați în stația de transport public și vă sărutați cu cineva, și a treia versiune este un coridor. Eu de nu ies din casă. Uh-huh. Eu stau în casă, nu ies nicăieri. Dar ce căutați pe coridor la ora 2 noaptea? Nu aveți insomnie sau ce? Nu, pur și simplu am deschis ușa, că erau niște zgomote acolo. Și ați deschis ușa fără ca să vă zică ceva, pur și simplu va... Ce v-a făcut? V-a dat o palmă sau un pumn sau cum era? S-a întâmplat, de-am primit-o și... Dacă puteți să ne povestiți în detalii. M-a lovit de vreo câteva ori și eu am căzut jos. Ați înțeles de ce v-a lovit? N-am înțeles. V-a zis ceva în acel moment? Nu mi-a zis nimic, pur și simplu m-a lovit de vreo câteva ori. Să vă zic că nimic nu v-a zis. Nimic sau nu țineți minte? Nu mi-a zis nimic, el pur și simplu a plecat și eu am venit acasă și m-am culcat. Ați suferit tare? V-a dat pumni, ați fost însângerat? Cum da, erați? Da, da. Eram însângerat. Unde? Mai mult față. Pe față? Da. Dar nu ați chemat atunci poliția imediat? A 20 ora și cu vecina au chemat. Dar dumneavoastră de ce chiar atunci n-ați chemat? Eu pur și simplu m-am pierdut. Mie mi s-a spus că ați mai fost agresat de câteva ori. Este adevărat? Vreau să vă întreb. Odată am fost agresat după chestia asta. Și mai scurt, un băiat care nu lucrează nicăieri, a vrut să-mi fure geanta, că eu am venit cu producte, și eu am dorit să o iau. Și a venit vecina de sus, de la etajul 2, deci a vrut să vă fure geanta. Da. Dar cum credeți, Vasile, așa o cheamă pe tânărul care v-a agresat, el ce motive ar fi avut să vă agreseze? Eu pur și simplu n-am discutat cu dumneavoastră. Dar probabil v-ați gândit la asta. Nu poate un om pur și simplu noaptea să vă atace fără niciun cuvânt? Eu pur și simplu nu pot să-mi dau seama. Eu cu dânsul... Adică eu pe dânsul nu-l cunosc. Nici nu l-am cunoscut. Василий, как вы думаете, почему вот ваш пострадавший даже вот не упоминает о том, что инцидент случился на улице? Как вы думаете? Он до сих пор боится? Я не знаю. Не могу ничего сказать. Наверное, следователь, кто, ну, это, когда описали там, ну, в документах было это написано уже. Адриана, дай только че крейс. Poate acest bărbat și acum se teme de soțul tău. Nu. Dacă aș teme, nu o să vorbi cu dânsul, nu nicem în gos unul la altul, noi pasăm nici la doctor în gos. Dar cum crezi? De ce spune doar despre o parte a incidentului și nu ne descrie tot întreg tabloul? Cum crezi? Ce motive are? El, cum îți spune așa, rapid îmi întoarce. Pe dânsul nu pot să le... Dar тогда, когда вы пришли просить прощения у пострадавшего, он вам рассказал, как все случилось? Нет. Или вы не задавали такие вопросы? Я не спрашивал, как... И извинился. Totuși, o să revin la întrebarea mea. Cum credeți, de ce? Uitați-vă la acest tânăr. Are o familie, un copil mic. Toată viața este înainte. Are un job. Nu pare a fi un om care pur și simplu umblă nopțile pe stradă, se bagă în casele oamenilor și începe a-i ataca cu pumnii din senin.
Cred că au avut niște motive, dar și motive că eu n-am avut nimic cu dânsul absolut. Și totuși l-ați iertat? Da. Pentru bani l-ați iertat? Nu. Pentru că știu că ați primit o sumă de bani de la el. Eu n-am primit nimic absolut. Cum nu ați primit nimic? Его тети, которая ухаживает за мужчиной, мы как ей дали деньги. Она ему лекарства покупает, все как положено. То есть вы не лично ее... ему дали деньги? Нет, нет, нет. Я той женщине. Ну, он как то же самое. Но рядом. Он знает о том, что вы дали эти деньги? Конечно. Știți că el a oferit o sumă de bani? Da, pur și simplu banii au rămas la doamnă și eu nici nu știu ce fel de bani. Ca să ne fie clar tuturor, la moment, dumneavoastră nu aveți nicio pretenție față de Vasile? Eu pur și simplu l-am iertat. Fiindcă el e tânăr și... Dar totuși v-a agresat? V-a făcut să suferiți? Am pățit-o, dar de-am o trecut atâta timp, eu de-am... n-am încotro. Credeți că nu merită o pedeapsă? Nu. Dar știți ce riscă? L-a iertat, dar cererea a fost retrasă? Haideți să-l întrebăm chiar pe eroul nostru. V-ați retras cererea? Care a zis că a doua zi, după bătaie, v-ați plâns la poliție, da? Da, și am scris cererea. Și ați scris cererea, așa. Și când am fost la judecată, am scris în cerere că eu îl iert pe domnul Vasile. Abia la judecată ați scris da, cererea? Da, la judecătărie am scris. Dar mai devreme, de ce nu... Nu, pur și simplu, când am fost la judecată, eu am scris o cerere că îl iert. Și văd că credeam că o să termine mai repede judecata asta, dar văd că tare mult durează. Poliției dumneavoastră ați dat anumite declarații? Da, am fost la poliție și am dat declarație. Puteți să ne spuneți ce ați spus polițistului? Eu am fost la poliție și mai scurt polițistul mi-a spus că eu eram la oprire și mă sărutam cu cineva acolo, la oprire. Așa. Dar eu pur și simplu, eu încă n-am nebunit să mă sărut pe stradă cu cineva. Și, pur și simplu, în telefon, puteți controlați în telefon cu cine a vorbit. Pur și simplu, el așa din senin a vorbit așa ceva. Eu îndeoște noaptea nu ies nicăieri. Noi, din toate declarațiile astea, să înțelegem că e vorba de un dosar fabricat, luat din copac, din pom. Iluzoria cuiva, dovada de șizofrenie cuiva, sau ce să înțelegem? Pentru că toate declarațiile, absolut toate, se bat cap în cap și sunt absolut diferite. Fine Adriana ne povestește una, Vasile ne povestește cu tot un alt presupus scenariu. Vasile, de fapt, nu povestește nimic, da, pentru că zici că nu și-l aminte. Presupunem că nu și-l amintește și domnul ne povestește despre altcineva. Ori se încurcă personajele aici, ori e nevoie să luăm, să descolătăcim ghematocul în mințile oamenilor. Dar de ce credeți că polițiștilor le trebuia atunci să inventeze o dita mai poveste cu stația, cu sărutul, cu... Eu prima dată aud așa ceva. Eu, vă spun eu nu cred că auziți prima oară despre stație, despre bărbat și despre sărut. Eu... Nu aici, cel puțin, auziți prima oară asta, nu? Asta a fost cândva, când a fost la poliție. Dar pur și simplu așa ceva nici n-a fost. Și de asta și vă întreb, dacă așa ceva nu a fost, de ce poliția afirmă că anume așa a fost? Poate cineva a greșit. Dacă cineva ar fi greșit, acest tânăr nu ar risca acum de la 8 până la 10 ani de închisoare. Știți ce cred eu? Și de ce astăzi sunteți după paravan? Pentru că aveți nevoie de protecție. Sunteți așa cum sunteți și marea majoritate a oamenilor din jurul dumneavoastră nu tolerează ceea ce sunteți și cum sunteți, din păcate. Trăim într-o societate homofobă, iar dumneavoastră vă este astăzi frică
de acei homofobi care vă înconjoară. Pentru că ați suferit prea mult din cauza lor. Am dreptate? Într-adevăr, frica este problema noastră, stereotipurile din societate este problema noastră, însă aș dori să explic victimei că aceasta nu este soluția. Deci frica nu este soluția. Ar trebui să discute, ar trebui să explice și sperăm că lecția de astăzi pe care o va lua sau o va învăța Vasile va fi o lecție și pentru toți ceilalți în societate. Suntem în timpurile în care credem și vrem să descoperim că există viață pe alte planete, dar nu putem să tolerăm semenii noștri. Semenii noștri care pur și simplu simt altfel sau sunt un pic altfel. Și este o problemă chiar despre care trebuie să vorbim deschis. Fiecare trebuie să facă în viață ce simte, atâta timp cât nu dăunează celuilalt. Așa este. Noi am întrebat procurorii ce șanse are Vasile Burdeniuc să scape de pedeapsa cu închisoarea după ce a fost iertat de către bărbatul pe care l-ar fi bătut. Să auzim răspunsul. Încetarea procesului penal în privința soțuitorului sau individului inculpat pe 188 este imposibil, este o infracțiune gravă și legea penală nu permite încetarea în legătură cu împăcarea părții de așa psicologie din infracțiune. Din cuvintele avocatului, vor solicita o procedură simplificată prin care să recunoască vina și să beneficieze de o pedeapsă mai redusă. Procedura simplificată reduce cu o treime din pedeapsa maximă, dar împăcarea nu merge nici în procedura simplificată. Și 187 care acum este învenuit și urmează pe 188, la fel nici și una și alta infracțiune nu prevede împăcare. Deci, din păcate, Adriana, nici iertarea victimei și nici banii pe care i-ați oferit pentru tratament nu o să-l ajute pe soțul tău să scape de închisoare. Mie îmi pare foarte, foarte rău de asta. La ce scutire mai poate spera eroul nostru Vasile? Deci, procedura simplificată în termeni mai aproape de pentru cetățeni ar fi un acord între stat și persoana vinovată. Acest acord prevede un compromis unde dumnealui își va recunoaște vinovăția, va demonstra instanței că a înțeles caracterul urmărilor care le-a săvârșit și nu o va mai face. La fel, va fi de acord ca să fie examinat dosarul pe baza probelor care sunt în dosar, administrarea lor, fără audierea altor martori sau să vină cu anumite probe în apărarea sa. Și în acest caz, statul îi acordă o scădere din limitele pedepsei, adică de la, sau din 8 sau din 10, cum va decide instanța, cu o treime. În situația dată, ar putea beneficia și de prevederile articolului 90 din Codul Penal, suspendarea condiționată a închisorii, dacă limitele pedepsei finale va cuprinde până la 5 ani de zile. Deci s-ar putea să fie condamnat, însă nu să stea real închis în închisoare. Dar o perioadă de probă să fie sub controlul organelor respective. Deci asta este cea mai bună, variantă. Pentru Vasile, la care ar putea spera. Din păcate, asta este cea mai bună variantă. Nu este cazul luptei atunci când probatoriul este complet, deoarece va putea fi pedepsit la maxim, din păcate. De fiecare dată Vorbește Moldova este o emisiune cu lecții și sună deja patetic. Tot repetăm că este o lecție pentru toată țara asta și toată diaspora noastră, dar asta este chiar singura concluzie care poate fi trasă acum. Pe de o parte, avem o victimă care sau o persoană care și-a renegat, care și-a ascuns, care a trăit diferit și a simțit diferit o viață întreagă și s-a integrat cum a putut și cum a știut mai bine în societate. Pe de cealaltă parte, avem doi copii, un copil tânăr la început de cale,
În urma celor 50 de grame ridicate la mansardă, a crezut că el este marele erou și marele în stare să ofere niște lecții cuiva care nici măcar nu i le-a cerut. Eu sper cei de acasă măcar să învețe că e dovadă de deșteptăciune să învățăm din greșelile altora decât din ale noastre și, Adriana, pe tine te așteaptă un exercițiu foarte puternic de maturitate. Și chiar vă să fie exemplu clasic că în spatele bărbaților puternici stau femeile și mai puternice. Vasile devine puternic prin tot ceea ce îi se întâmplă acum și sper să prindă la minte și la înțelepciune. Dar tu ai nevoie de puternicie ca să-ți poți crește copilul, să-l poți ierta, să-l poți susține și să te poți iubi pe tine. Eu tare sper că voi veți lua cea mai blândă pedeapsă, pur omenește, dincolo de lege. Iar de partea cealaltă, eu am un mesaj către toți oamenii care se regăsesc cumva în povestea asta, toți oamenii care au simțit același lucru. Mediatizați, strigați, spuneți, povestiți și astfel, așa oameni o să cunoască astfel de istorii și o să-și schimbe în timp mentalitatea și astfel, doar așa, societatea noastră se va dezvolta. Spre final vreau să zic să ne tolerăm, să ne respectăm și să luăm din această emisiune doar învățăminte bune în continuare. Uite cum o acțiune poate să-ți schimbe viața și, din păcate, este afectată familia ta. Multă putere îi doresc soției să-și crească copilul, să vă crească copilul sănătos și să treceți cu brio peste greutățile pe care urmează să le întâmpinați. Sper să devină o lume mai frumoasă, mai tolerantă, vorbind de Moldova. Le las eroilor noștri ultimul cuvânt în această emisiune. Vasia, если вы хотите что-то сказать? Хотел бы извиниться еще раз перед то, что я натворил. Тебе правда очень жаль? Да. Я надеюсь, что ты говоришь сейчас очень искренне. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.